Majoritatea românilor consideră că țara se îndreaptă către o direcție greșită, principalele surse de îngrijorare fiind legate de înrăutățirea stării de sănătate, diminuarea veniturilor și posibilitatea unui conflict sau război în zonă, relevă un sondaj realizat în luna martie de InScope Research. Potrivit acestuia, aproape 60% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 20% din populație este îngrijorată din cauza unor eventuale probleme de sănătate. Posibila scădere a veniturilor și izbucnirea unui război au fost indicate de câte 17% dintre respondenți, mai mulți decât cei ce se tem de șomaj, care este o sursă de îngrijorare pentru 13% dintre români. Sondajul relevă că pe ultimele poziții în clasamentul surselor de îngrijorare se situează posibilitatea producerii unor calamități naturale. Un român din 20 se teme de acest lucru și de deteriorarea mediului înconjurător este preocupat doar unul din 50 de respondenți. Cercetarea InScope mai arată că 45% dintre români consideră că principala problemă cu care se confruntă țara și care ar trebui să fie prioritatea numărul 1 pentru instituțiile statului o reprezintă creșterea economiei și crearea de locuri de muncă. Pe poziția a doua în lista priorităților se situează combaterea corupției cu 25%, urmează îmbunătățirea asistenței medicale 9%, reducerea inegalităților dintre bogați și săraci 8%, apărarea țării împotriva amenințărilor externe 5%, reducerea numărului de funcționari și reforma administrației publice 3%. Barometrul a fost realizat în perioada 21-28 martie. Volumul eșantionului a fost de peste 1000 de persoane și este reprezentativ pentru populația majoră a României.